Salutare națiune și națiune internațională și bine v-am găsit la un nou vlog marca hashtag Brocoding. Eu sunt Alex și astăzi avem un pacient venit din Germania, cu numere de România, dar din Germania venit, proprietarul locuiește în Germania, unde, bineînțeles, a avut parte de mici servisări, care au dus la ce au dus? La defecte. Că tipic românește, am vrut să zic, dar de fapt e tipic nemțește. Avem o problemă pe partea, și acum eu o să deschid capota. Vrei ca mașina ta să aibă o culoare deosebită? Nu uita că ai site-ul celor de la Local Wrap în descriere și, bineînțeles, codul de reducere 12% Alex. Pe partea de turbo, galerie de evacuare, garnituri, șuruburi și așa mai departe. O să vedeți oricum. Stai să fac o paranteză. Este un B47, nu este un N47, mașina fiind un facelift 2016 plus. O să vedeți exact ce problemă avem și ce au făcut băieții în Germania și cam câte șuruburi au uitat să pună și cam cum le-au învârtit. Dar, pe lângă partea asta mecanică pe care o facem, mașina va primi un sistem de frânare complet de la Zimmermann cu discuri perforate și ventilate. Și, hai la portbagaj să vedem, va mai primi mașina aceasta. Hai să vezi în portbagaj, filmează-l direct. Ce aici, bă, Alex? Aici, ai văzut ce aici? Bucurie. Mașina va mai primi un set de suspensii reglabile MTS Technic, unde vom înlocui, ce vom înlocui? Vom înlocui tot ce ține de partea de suspensie, în sensul că vom pune telescoape, planș amortizor, arcuri, bielete antiruliu, față stor, tot ce trebuie ca la carte. Bineînțeles, o să facem lucrarea împreună cu voi, o să înlocuim lichidul de frână, o să aerisim frânele, o să facem tot ce trebuie. Voi o să vedeți și la final o să ne dați notă și o să ne spuneți părerea voastră, da? Până una alta, hai să ne apucăm de treabă și hai să vedem ce asta. Cred că ne apucăm cu frânele și cu telescoapele și după aia trecem la partea de motor. Ne-au mănușile pe mâini, facem treaba ca la carte, chemăm câinele, Maia, vină în curte, în casă, hai! Uite cum vine, la pasă, fii atent! Uite-te cum vine! Bă, la pas, bă, la comandă, nu? La dresaj! A început distracția, bravo! Roțile jos, te trebuie să tragem 5 oameni de ele. Unul de roată, unul de jardă, unul de... Sunt înțepenite tare, bă. Noroc că m-a ajutat un pic, că eram ruinați toți. Și așa, un po' ruinat. Nu uite câte cocleală pe butuc. În cauza rugină. Noroc, bine că am rezolvat, am dat roțile jos. Să desfacem la ea. Avem de înlocuit, frâne, suspensie, mai multe. Da? Da. Suspensie. Reglabilă. Desfacem prima oară siguranță, vedem la pietriere. Frumos, toate patru, punem pe masă. Io, ăsta era. Eu văd ce joacă ăla. Era oaie. Așa joacă el oaie. Când e mort? Da, scoate să originală la mașină. Și ăsta? Mai bine, pe partea dreaptă. E mai rău pe drept? Bă, dar greu cu roțile, bă, au trebuit să te speli pe mâini, să te dresezi și tu să le scoate. Care ne apucăm? Telescopul ăsta, uite, îl vezi? Ia. Telescopul ăsta. Și ăsta e gata. E scurs? Scursex. Scursex? E o curs borsul. O curs. Apucăm să depărtăm. Ce? Discurile, etrierele cu portetriere față spate. După care, suspensia. Hai să ne apucăm. Dăm înainte. Discurile sunt originale. Au uzură, au umăr. Da. Da. Pe spate. Pe față au mai multă uzură. Frânarea se face mai mult pe față, știi? Pentru că la unele mașini, la unele seria 560, are frâna la fel de mare aproape discul și pe față și pe spate. Da. Înseamnă că e mai egală frânarea la... Depinde de dimensiunea mașinii. Ai văzut că la mașinile mai mari, o nevoie de sistem de frânare mai egal. Că dacă îi pui numai pe față mare, se lasă mașina așa. Hop! Glumesc. Nu. Fiecare mașină are, știi? Stilul ei.
mult pe față, puțin mai mult pe față tot timpul, ca și pe spate. Da, funcție de greutatea spatelui, mai mult, știi? Facem senzorul de ugură, discuri, protecția. Protecția standard făcută de tablă. Deci e cea mai mare discu. Da, 4-3-5. La 4-3-5, ăla bi-turbo cu 315 cai, ăla e bun. Ăla fuge tare, ăla. Are căi discurile pe spate până aici, așa frumos. Și după a schimbi un motor. De la frânarea aia pro-agresivă. Exact. Fug tare, mă, au comprese, bun. Alea au comprese de avion. Spurcate tare alea. Flașa, flașa de la amortizor este prinsă aici. Bă, se desface de aici, nu mai trebuie în interior, știi? Cum sunt? Moarte? Uzate, da, puțin, nu mai au mult. Bun, punem asta aici sus. Și astea două le lăsăm pregătite aici. Opa, așa. Bun. Perfect. Portierul. Portierul. Și tot așa mai departe. Punem acolo discul. Sus aici. Să nu stea încordat. O, iară ninge. Îi dau un pic de degripant. Am făcut un pic de vibrație. Da? Opa, așa. Ruginele și la frână de mână. Nu a fost deloc schimbat nimic aici. O să și punem noi. Opa, la Ruginex. O ieși plătica. O ieși plătica. Ai de la temperaturi? Da, exact. Da, la spălătorie cu apă pe ele, mai da cu una alta. Cuțele pe față sunt mai obosite un pic, ca și pe spate, Alex. Oricum, a luat o decizie bună omul că schimbă tot, știi? Iar ninge, bă, Alex, observat? Tot din soliz la mașină, tot probleme, tot. Ui, ce faine. Ce? De astea am vrut să-mi iau și eu branchile alea, de pe bară. Aaa, aripioarele astea? Aripioarele magice. Bă, vezi că-s faine tare, bă. Aripioarele alea. Ai consum mai mic, așa-i? Exact. Consum mic, aerodinamică, tot. Taie vântul. Tot. Dar nu apasă mai tare în genul? Apasă de bot. Nu merge, înțelegi? Apasă de... De clemen, de la bară, suport. Apasă. Apasă bara în jos, exact. Pare mai joasă așa, nu? Dar vrei să pui și ceva plastice mai pe ta? Mai lungi. Da. Păi da, mi-am spune certat lumea, că de la plastice, când am postat atunci mașina, că de la plastice, la din alea, de la din alea. Tu motiva să mai pui altele. Exact, exact, să umplu de din asta. La frații noștri de pe trailer. Să dăm discul jos. Oh, shit, gata. Câteva vibrații din astea, zâng, zâng, zâng. O să l-a uscat. L-a uscat, poate se curăță singur acolo de... Poc, ușor, trei vibrații, țac, 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 nu trebuie dat ce bănește. Ca la telefon, și-o căzut. Nu putem pe pământ, să apăsăm pe pământ. L-arugăm și pasăm. Apucăm să înlocuim și sistemul de suspensie. Frânarea l-am desfăcut. Ce ne avem nevoie? Bieletele antirulu, prima oară. Le vin noi automat când înlocuim telescopul. Ce pe telescop, pus nouă față spate și... Le înmuiem cu DBV de bieletele antiruliu și le demontăm. Bieletele, da, le înmuiem un pic și le dăm jos și pe alea. Telescoape. Reglabile, vă. Reglabile cu bielete noi. Cu flașe, telescop de spate. Mamă, frate. Altă sculă. Pe ce să facă? Aia n-am scos-o la capul și ea. Soare, că nu face față. Nu face, dar e strâns tare. Tot asta, mă, tot pe manual. Tot pe... E 17. Nu-s la fel, schimbat pe partea nouă, pe partea veche, vine ceva agresiv, așa-i? Ceva motor, așa-i biker. Bine, Alex! Sună bine, rău. Mă, la ce-i, mă, papagal? Da, mă, e clăște de asta ca autostrângere. Ah. Dar, din cauza că asta a fost schimbată și la market... Uite-te, uai! Iub astronautul, bă, Alex! Nu știu cine a venit acum, bă, Alex. Care a venit, mă? Yo, bă. Astronaut, bă. Hă? Astronaut. Nu e casă de astronaut, Mario. Nu. Eu nu prea știu eu udele. Da, mă, ia, Alex. Gata. O ieși, bă. O ieși, frate. Nu te era frică că nu iasă. Nu mi-era frică, mă. Eram 100% că iasă. Gata. E casă, să o fac.
pe la aia originală și piulița de la cealaltă. E din dreapta originală. Asta e, vezi? Și asta e... E pârnaia. Exact. Ducutică. În clesele de autostrâng. Da, să țin contra ușor, că oricum jeletele din la gunoi, pe minori, știi? Și atunci nu mă interesează. Eu cum joacă acum. Eu. Un joc de mană. Un joc de mană, auzi? Că joacă cu mâna, nu? Joacă cu mâna. Brațul. Brațul. Brațul mic, ca figura mare, nu? Dăm tot jos și după aia montăm la gata, știi? Și după aia vedem ce montăm și ce demontăm, nu? Cască, fain ai. Cască? Da. Ai văzut? Cască! Sper că am părul mare. Ce? De motor. Cască de motor, a? Da. Flanșă. Una bucată flanșă, una bucată plastic pentru flanșă. Bun. Și șuruburi de telescop. Da, trebuie. Mai dăm un telescop și o flanșă și... Ia vin strânse de obicei ca să se amorseze când iasă în sus, știi? Da. Da. Asta e MTS tehnic și astea sunt aftermarket gen. Vin direct pregătite flanșa, ele. Flanșa. Știi? Ușurubur de telescop. Îți bune, mă refer, îți profi. Originală, mă? Da, tot așa, tot original. Ăsta e textolid original. Două. Aia pe spate, nu? Da. Soi reglaj. Stai, le-a bulat să vă stau mulțumim. Nu, vreau să le osordez, să le arunc după aia. Să încă tot la gură. Next. Ce acum? Hai să vedem. Pe spate, ce nu e, ce nu e. Bară stabilizatoare pe spate, numai dacă îi pune. Stabilizatoare pe spate, cumpăreți. De pe internet? Da. Când e de pe internet. Acum pregătim fața. Fața pregătim. Cumpără, că ai nevoie. Da, e bine de pe internet. Există doar foarte puține site-uri din astea online specializate. Știi, nu? Dar o să discutăm și despre asta. Da, Alex, o să fie ceva. O să fie un vlog mai... S-ar putea să pregătim și noi ceva, nu? Nu așa trebuie, nu așa e frumos. Zi-mi tu mie. Măi, Marie. Stai, eu știu cam ochii că trebuie să fie de ridicată. Nu-i dai până capăt. Nu, cum se dă până capăt? Nu, adică low. Nu. Low. I want the sound of bang, jump, jump, wing, bang, ding, gang. Low. Știi să lucrăm cu MTS Technic din astea? Bine. Ai lucrat, așa-i? Uh-huh. Altele n-am și sudat, de fuzete. La E30, așa-i? Da. La Orsache. La Orsache, Tuțulache. Mă hibernează, nu? Doarme și el, săracu. Nu mai am, nu l-am vândut. Încă. Ia mă, setări, vezi? Face setări. Să vă luam lău. Să facem simetrice moare. Ia stai. Fac o măsură. Pune presa, tate, aici. Pune presa aici. Poți să pui presa. And when the standard bang, gun the windows, understand. And when the pussy bang, one man in the tank. Piesă nouă. Stăm și... Ăsta-i sentimentul ce mai fain când lași. Care? Mașina. Ăsta-i. Sentimentul lui Domnariu. Chiar vă are. Eu, mă, ce-i ăla? Flanșa, amortizor față. Poți să fii din Timișoara sau de la București. Poți să fii... Fan BMW sau altceva, oricum nu mai ești. Ridicăm, nu ne coborâm, să știi da? Treaba asta. Monster Truck. Truck? Smart, tare, așa e. Nu, nu-s mici, asta e eu.
Wing stand bang, wonder wing stand bang. Mamă, să arate fain. Ce nu facem? În materiale. Cu ce m-am ales în viață? Joacă prea mult Tijan. Hai să-l păstrăm mai de chinu, să-l lasă. O să-i dai drumul? Nu, ce presă fain, nu, Alex. Gata? Eu o zis că e Crăciunul, Alex. Crăciunul, bă! Crăciunex! Crăciunul, bă! Asta e cu numărul 2, nu? Da. Piesa numărul 2. Pun capacele la dopurile la... La ce se pune? La, aici, la... La... Eu, om, așa vine. Un telescop, două telescopuri. Vine și cascheta aia. Exact. Să nu plouă sau... Dacă plouă, nu mă plouă. Urmează al doilea. Asta-i al doilea. Victor. Victor Ains. Victor Ains. Ce faci, Victor? Atât de oră. Ce șod arată aia, bă? Arată șodurile. Ce șod aia? E gongă. Ai văzut? Ia uite. Clic, clac. Uite ce frumos. Vezi? Uh-huh. Uite. Aua! Și avem telescoape spate, șuruburi. Uite, și telescoape spate. Stai că ne pun pe... Au, au, au. Pe tavă aici. Uite, șuruburi pe aici, bă, Alex. Original. Mai știi, mă, Alex, care de unde șuruburile astea? Hai câte sunt, mă. Mai știi, mă. Sunt pierdut deja eu. Te-ai pierdut? Da. Ruburi? Nu câte sunt, mă. Lasă-mă, mă, că tu nu te pierzi așa. Nu. Foarte ciudat, nu știu dacă o să coboare mașina asta sau nu. Păi cuvântul meu, doamne. Hai acasă! Deschizi tu bulac sau... Da. Te-ai invit aici. Este șansa ta. Atâtea surprize. Bine să se bucure! Phone started jumping, what a day. Swear to God I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. Seen him down bad, now they tryna hate. Same one shot to hit me for the raise. Got a mill, now they coming with a blaze. Check the numbers, fam, I swear I'm getting paid. I'm a don just like the Perrier. It's my time when I'm looking at a face. On the low like I'm pushing up the base. Come down and I'll meet him at a gate. Got a check and I bought myself a place. They get some money and they blow it on babe. I don't flex but I'm pushing all the weight. Told them all I swear I got it's what it takes. Phone started jumping, what a day. Swear to God I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told them this would happen and we not a minute late. Plăcuțurile noi. Zimmerman, speciale pentru discurile speciale, corect? Special. Discuri speciale, plăcuțe speciale. Oameni speciali. Oameni speciali, exact. Deci, lucrurile, că dai un ban, stai în față, ceva de genul ăsta, nu? Exact. Bă, Donariu, bă, rupeai furtunul ăla de frână, bă, ți-am zis, ține și tu de etier, măcar pentru filmare. Ține și tu de etier, că doar el ține presiunea hidraulică, el se rupe când stă așa. Da, bă, Alex. Da, da, deci el e fragil, el numai presiune ține hidraulică, el e fragil. Dacă... Păi dacă ți se rupe conducta de frână când stă etierul în ea, înseamnă că ești mort pe drum, așa se spune. Da, mă, nu, nu, e slăbit rezistența. Are rezistență, că e înselat de 150 de ori. La când pușcă ca siringă odată, nu se rupe. A trebuit făcut un exemplu, bă, Alex. Trebuie dat un exemplu, un studiu de caz, așa? Nu, mă, să întindem furtunul ăla, să vedem cât ține. Să legăm două mașini, vedeți că conductele de frână... Aia nu se joacă, adică fac materialele bune, bă. Conductele de frână pot să lase etierul și o lună, așa. Înțelegi ce-ți explic? Nu îi se slăbește nici rezistența, nici... Nu, nu, că e furtun, e de cauciuc, e copt. Dacă e copt, îl pui nou. Bă, ar fi tare, bă, Alex. Ar fi, așa e? Să tragi cu furtunul la mașină. Cred că trage o mașină cu ea. Sigur. Se rupe la șoc, clar, că e foarte mare, cum să-ți explic eu, e foarte mare pupul, știi? Dar nu, gen, nu, o să tragi ceva mai greu, așa, să zici că nu. Mai greu? Mai greu decât pe mine. E greu, înțelegi? Greule! Hey. When I pull up in my ride, whole squad down the slide. If you're scared, go inside. You ain't stopping this grind. When I pull up in my ride, whole
Ia uite-l. L-am strâns blocatorul, domnul Riu, reglat, el o să se mai așeze, știi? În timp, toate reglabilele astea, arcurile, până să moaie, dar eu zic că e țuții, nu? Țuții de muță. Exact, țuții de muță. Ce continuăm acum cu aerisirea? Corect? Da. Montarea roților și după aia cu reparația nemților. Hai. Nemțos. Să-i dăm drumul la atac. Să nu mai pierdem vremea. Faci pedală? Face pedală, bulac? Pedală, bă. Pedalezi? Faci pedală? Ce mai bună. Probe. Speciale. Da? La frâna de mână, la... Hai să vezi dacă prinde, nu? Să văd dacă prinde, exact. La curse? Uite, ai văzut ce are aici mașina pe navigație? Ce are? Tu cu iubita ta în parc pe bancă. Eu, uite, ce frumos. Iubitoarea mea soție. Uite. O tensor, domnul Iurul. Să mor celibatar așa ca mine? Celibatar? Așa se numește când ești singur. Da. Celibatar, că nu ești căsătorit, nu singur, sau nu știu cum. Nu, asta nu știam. Tu ești singur, mă? Singur? Da, mă, Alex. Singur, mă? Gon' rock with me. You gon' mess around now and get a shopping spree. I'm now in your possession like apostrophe. Oh, enough with all the talking, I just told her say less and do more. Do more, do more, do more. Oh, I tell her do more, do more, do more, do more. Go ahead, set the mood right. Dirty like a fool fight. You been working all day, load it off on tonight. And she gon' work that right. I'ma mess around and drown when she drop that down. No more phone me blowin' up, I like not right now. Oh, I swear that she a nice the way she work that mouth. Whoa, automatic cause she move, she be cousin study. I be straight up like... Ce problemă are mașina? Mașina a avut înlocuită galeria de evacuare, pentru că a fost fisurată. În momentul în care s-a înlocuit galeria de evacuare, s-a rupt, în Germania vorbind, s-a rupt gura de la filtrul de particule de la DPF-ul și a fost sudată. Iar acum, mașina este montată cu șuruburi aleatorii, găsite într-o cutie, ca cum îți aici pe raft din astea vechi de mult, antice, vechi și de demult, montate greșit. Și cel mai rău lucru este că asta suflă. Ăsta, nici ăsta nu era strâns. Uite, arată Alex acolo ce nu e strâns. Nu era strâns, dar... Dar eu îți făceam o mică poveste, așa, până Alex mai descoperea. Uite-te cât fum aici. Uite-te cum suflă. Uite-te un șurub. Ăsta e șurubul echivalent la asta. Ăsta l-a pus de pe raft, ăsta e original. Uite, la protecțiile de aluminiu. Uite-te cât fum e aici. Uite-te cum o suflat. Cum suflă toba în mașină. Mașina din 2016. Da. Joacă pe asta. Și acum încercăm să o reparăm. Tot strâng șurubul să nu mai suflă. Bă, lucrare faină, bă, Alex. Bă, eu da, fac cu file nou, bă. Mai rar, mai răruț, că e mai drăguț. Uite. Uite ce fain a făcut. Frate, eu pus 20 de piulițe, numai să nu... L-am doiat, uite. L-am luat, benga. Benga. Bă, dar ce filet i-a făcut, deci, bă. Că e melodia asta cu benga. Melodie spaniolă. E spaniolă? Dar de ce l-o să așa, să facă o bertuială? Să nu mai curge fum. E bertuială acolo. Să nu mai curgă fum din ea. Da. Deci asta e lucrare germană, bă? Da, în Germania. Așa zice proprietarul. Se pare că e... De... Românească. E românească, la cum îi, da? Cred că e nemțească, nu? Nu pot să zic. CSF, n-ai CSF. N-are supor, nu. Ce era? Moartă. Galerie veche. Galerie, garnitură, mă zăbăcești. Pierzi tot. Îți pierzi și viața. Viața, tot. Știi cum îți pierzi viața aici? Te sufoci în mașină de la fum. Pierzi viața. O pornești și intră tot fumul pe tine, te sufoci și ți-ai pierdut viața. Îți scot pistolul, m-am emoționat. De la pastă? Da, de la pastă, de tobe, de la... Eu cred că știu ce-i. Apă de gură. Vai de mine, mine și de mine. Ce miros de... Bă, uite-te ce, cum o lipi, bă, colierul, bă, uite-te, bă. Uite-te, bă. Unde cum o pus pastă de tobe din aia albă pe colier. Fain, foarte bine. E lucrare. Bravo, așa se face și acasă. Eu, Vericu, nu? Eu, Veri. Vericu. Ai loc de... garnitură. Lucra bine, mă. Cine dracu, că nici dacă se învăța cineva să lucre aici, nu făcea așa ceva, lipituri de astea. Dacă se învăța, își dădea interesul. Manoperă. Fain. Ce-mi drept era? Bă. Are tare colierul ăsta și să-l vezi pe ăla la... Nu. De la pasta aia, cum a băgat de acolo. De la pasta, nu s-a mai strâns. Deci aia e pasta de tobe? Tobele? Feel good.
Era cu flexul să poți să-l regleze. Mă gândeam, ce nu poți să pun asta cum trebuie? L-or crestat aici, l-or tăiat cu flexul, urechea de aici, ca să pună turbina strâmb. Ai văzut, bă, domnul Liu, de lucrare? O tăiat ăla cu flex. Asta nu e asta e iali. Am pus garnitura aici, sus și colier. Și acum punem garnitura dincolo. Am pus și protecția asta care e nalbea șurubul din spate. Acum e perfect fixă. Am înlocuit șurubul ăsta care l-am pus original, care vine cu imbus, nu cu cheie de 13. Stai să-l văd. L-am arătat la Alex, l-am aruncat. Era șurub de la știe. Băiatul care are mașina știa că avea un șurub de nu puteai să-l strângi, că nu ți încape nimic aici. El e gândit cu imbus să intre pe aici cheia. Vezi? Frumos. Nu cu cheie de 13, că dăm protecție, nu bun. Am înlocuit garnitura colier nou aici. Acum montăm țeava asta, te vine pe galerie, după care trebuie să slăbim jos DPF-ul și evacuarea, pentru că punând turbina la locul ei și neavând DPF-ul, șurubul ăsta de sus nici nu mai dă la gaură. Vedea acolo în spate gaura de la DPF-ul, că nu, e lângă suport. Ideea nu mai put șurubul ăla pentru că nu mai dădea DPF-ul. Orice, numai dacă tăia iară urechea și o cresta și o adăuga și mașina e gândită să meargă în linie. Odată ce faci modificarea aici, nu mai dă dincolo. Trebuie să o pui tot timpul la locul ei ca să poți să o montezi, că altfel nu mai montezi. Nu bate în partea înaltă. Exact. Montarea. Etapa următoare. Acum testul suprem, să vedem dacă mai scoate fumuri, dacă mai are fumuri, tâțe. E finala, nu? Da, din asta. Finala. O să nu mai piardă cum am făcut-o la ea. Surprinzător, am scos mașina la o tură ca să așezăm suspensia, să o re-reglăm. Și ce credeți că am descoperit? Hai de sub. Hai aici, te rog, trage-te în dreapta. Alex! Te rog! Uite-te cum face roata asta. E ceva mort. Surprinzător! Brațul față mare. Noi n-am constatat mașina, n-am condus-o o secundă. Acum e prima dată. O băgăm și înlocuim brațele. Hai să vedem ce iasă, nu? Și da, cum arată. Dă-i tu și bigal. There's something in the water. Piesă nouă. Lor ambiționat oamenii, că tot au zis că să nu mai cânte, să stea serios. Și atunci au zis ales. Cum au zis atunci, nu las că să-mi fac interes din cauza. Vedem și pe Bulac. Ai vrea și pe Bulac, da. Uite, l-aș și scăpa șurub. De la emoție, așa te-ai emoționat. Eu nu cânt, mă. Hai, mă. Eu scuz asta cu... Auzi, mă. Știi cum o să stric? Fruja, bagă, bi, e! Scâ, fra! Eu nu, mă, eu o să fiu cu ăsta cu... Cu ce? Din spate, nu? Din spate, exact. Roagă-l pe Bulac să-mi dea și mie din șurub. Da, Bulac, din... Nu, mă, nu. Da, numai două mai sunt. Nu, îți voale. Bă, dar le-ai luat pe toate, vă, domnul Mariu. Eu le-am luat, mă. Unde tu le-ai? Eu nu mai am mâinare. Cu două mâini pe cameră. Bă, domnul Mariu, le-ai luat pe toate, mă, frate. Deci proiectul e gata, nu? Da, mă, proiectul urmează. Acum, fără bagiocură, domnul producător, Cruja Sergiu Dan, luat sau cheamă. Exact, luat sau cheamă. Ce-o zis când l-o plecat de aici? Am făcut o piesă hit, dar să dați asta din gurit, ha? O zis că merge acasă și de ce se ocupă, zi? De un beat. Un beat. De mișcă pe beat, dar acum stai, gluma glumă de sirâs. Ce stil, ce gener o să fie melodia? No. Zi, Suciu, ce-i? Suciu. Ceau, Suciu, ceau. Ceau, bă, domnule. Fii sănătos. Ceau. Voios. Suciu, cu M5, ăla violet? Exact, nu. Hai, domnul Ariu, colosăm jos și ne vedem cu ea la final, da? Da, Alex. No, bă, mersi. Fă magie, Alex. O magie. Hai să vedem, te rog frumos, cum arată o lucrare marca hashtag Brocodin. O lucrare afumată, la propriu și la figurat. Pe 47-le, care era plin de fum mai devreme și care fluiera ca toți. Era ca la joc. Era ca la joc. Acum este perfect curat, în stare impecabilă, în stare nouă.
suspensie reglabilă montată, suspensia proprietarului, nu este suspensia mea. Discursună față-spate Zimmerman, varianta cu aerisire perforată. Odorizant marca hashtag Brocoding, pe care îl vom pune la oglindă. Brațe față mari noi, suflin și voi. Eu sunt Alex, tu ești Alex, suntem amândoi. Poți să intri pe Instagram, Facebook, TikTok. Dacă le place la oameni, ce să mai. Don't forget to comment, like, share, subscribe și, bineînțeles, zi! Big up! Big up.